Una dintre străzile care face legătura între cartierele Crihala și Schela va fi redeschisă circulației în noi condiții începând de mâine. Astăzi s-a turnat și ultimul strat de asfalt, iar în zilele următoare va fi pus și marcajul rutier și cel pietonal. Investiția a început anul trecut și avea termen de finalizare luna octombrie acestui an. În paralel, se lucrează și pe strada Gheorghe Anghel. În cel mult 2 săptămâni, lucrările ar urma să fie gata și pe această arteră. Acum e de nerecunoscut. Da. Mai târziu că a trebuit să le luăm pe toate pe rând și gazele și apă unde a fost cazul, dar a ieșit cum trebuie și, să iese. Și gaze și stradă și tot. E extraordinar de frumos. Acum, fără falsă modestie, cred că o să fie una dintre cele mai frumoase zone din oraș. Afară de centru, hai să nu vorbim frumos. De centru. Da, chiar a ieșit frumos. Da. Era depozitul orașului. Tot ce se dărâma prin oraș, aruncau aici. Eu, ca să intru pe terenul când l-am cumpărat, a trebuit să bag buldozer, să muncă multă. Dar acum, parcă nu vine nici mie să cred cum arată. Și o să fie mai frumos, o să facă și... între alee aici. De cât timp locuiți în zona asta? De vreo 18. Lucrările de asfaltare pe strada Vasile Gionea, cunoscută de severineni drept drumul hoților, au început anul trecut. Șoseaua este extrem de importantă pentru că face legătura între cartierele Crihala și Schela. Acest drum nu a fost niciodată reabilitat până acum. Văd că lucrurile merg bine, terminăm astăzi, nu? Terminăm astăzi, da, de mâine se circulă pe lucruri. Da, deci se poate circula. Da. Când intrăm pe zona de marcaje? Da, deci de mâine oamenii pot circula. Da. Eu cred că putem face marcajul și circulă. Sub trafic. Da. Și astăzi până la compania de trimis. Până de seară. În momentul acesta putem spune că suntem de mâine, chiar se poate circula pe ea. Astăzi este gata, iar într-o săptămână terminăm și strada Gheorghe Anghel, strada Doamnei. Lucrăm la capace în acest moment și constructorul ne-a dat garanții că săptămâna viitoare va fi gata și această stradă. Lucrările de asfaltare pentru străzile Vasile Gionea și Gheorghe Anghel au costat 9 milioane de lei.